Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră și în seara aceasta cu o nouă temă și, bineînțeles, cu un nou invitat. De fapt, o revedere cu un prieten al emisiunii noastre, așa că îi spunem bun venit domnului conferențier al Universității, dr. Dragoș Călin, cadru didactic la Universitatea Națională de Muzică din București și membru în Departamentul de Pregătire al Personalului Didactic. Stimatele domnule profesor, vă spun întâi Hristos a înviat. Adevărat a înviat, domnule Vasile, mă bucur să vă revăd. Și eu mă bucur să ne revedem. Iată-ne că după o perioadă de tăcere, de liniște, de vacanță, poate câteva zile, ne revedem și putem să stăm iarăși față în față, de la distanță, în fața unei noi teme, bineînțeles, și apoi cu telespectatorii noștri pe care i-am obișnuit deja cu teme foarte interesante, teme pe care le-am discutat cu dumneavoastră și care au atras destul de mare atenție. Stimate domnul profesor, în seara aceasta vom discuta despre noua viziune asupra culturii și artelor. E o temă puțin mai generală, dar vom merge în mai multe direcții, așa că, stimați telespectatori, vom discuta și despre educație, vom discuta și despre muzică, bineînțeles, și apoi despre ceea ce se întâmplă în vremea aceasta, cam care sunt tendințele, ce e bine, ce e rău, ce se mai poate îmbunătăți și, bineînțeles, o vom face asta împreună cu domnul profesor. Așa că, stimate domnule profesor, înainte de a discuta, de a începe discuția noastră, haideți să vorbim puțin despre dumneavoastră. Știu că sunteți cadru didactic, predați de foarte multă vreme, sunteți un membru marcant al Universității Naționale de Muzică, conservator, cum îi zicem noi așa pe în limbajul nostru comun al bucureștenilor, dar știu că dumneavoastră ați început cariera aceasta cu mult timp înainte și aveți o experiență foarte vastă, atât ca profesor, dar și, bineînțeles, ca profesor pentru alți profesori. Puneți-ne câteva lucruri, pentru că, cu siguranță, știți, mie îmi place foarte mult să aud despre invitații, când majoritatea sau cele mai multe povestiri din, să spunem așa, din CV-ul invitațiilor sunt povești, sunt întâmplări care ne motivează. Sunt adevărate, să spunem, istorisiri motivaționale. Spuneți-mi cum ați ajuns aici și experiența dumneavoastră, prin câte ați trecut ca să, într-adevăr, să ajungem la nivelul acesta? Și să vă spun, da, cred că e prima oară când vorbesc despre mine într-o emisiune, dar povestea mea este o poveste comună a generației mele, cel puțin a generației mele de muzicieni, de profesori. Cred că, în proporție foarte mare, aproape toți colegii mei de generație au trăit aceeași poveste și a urmat același traseu. Am urmat de la bun început cursurile liceului de artă George Enescu, așa îi spunea atunci, actualmente se numește Colegiul de Muzică George Enescu. După care am intrat la conservator. În momentul în care am intrat, eu tocmai ce se schimba denumirea Academia de Muzică din București, îi spunea. Am intrat pe o denumire, am terminat pe o altă denumire, Academia Națională de Muzică din București. După aceea ne-am făcut 5 ani, pe vremea aceea nu se făceau cursuri de master, am trecut de-abia din 2002 pe sistemul Bologna cu master și toate celelalte. Existau cursurile de licență de 5 ani, când eram în anul 5 la interpretare muzicală, la pian principal. Am început să frecventez cursurile Facultății de Muzicologie, la specializarea Muzicologie, unde, pe care am terminat-o și pe aceea, cu 5 ani, după care cursurile doctorale, pe care le-am finalizat în anul 2001, cu teza de doctorat, și apoi cursuri postdoctorale, că asta a fost pentru toată generația mea o obligație și în același timp și o mare șansă pe care am avut-o să studiem și să putem să ne desăvârșim formarea profesională. În ceea ce privește experiența pedagogică, începând din anul 1993, încă de când eram student, am fost profesor
la liceul Enescu, la început profesor de pian, după care m-am titularizat în Universitatea Națională de Muzică din București, în conservator, după ce am terminat prima facultate. Sunt profesor acolo de mai bine de 25 de ani și am predat de-a lungul timpului foarte multe discipline, pian, istoria muzicii, estetică, didactică, educației muzicale, arte integrate, educație interculturală. Am făcut și practică pedagogică cu studenții, enorm de multe, de multe discipline și, bineînțeles, toate în strânsă legătură cu activitatea de cercetare pe care cu toții la acest nivel o întreprindem. Mai multe volume de autor și cu autor, studii publicate în reviste de specialitate în țară și străinătate, chestii comune tuturor colegilor mei. Sunteți persoana potrivită pentru a discuta ceea ce ne-am propus în seara aceasta. Aveți o vastă experiență atât la catedră și, bineînțeles, ca și muzician și, de asemenea, bineînțeles, ca iubitor de muzică. Printre altele, sunteți și un mare iubitor de muzică și de cultură, pentru că chiar artele acestea integrate, mă gândesc, ar trebui să le invitați să vorbiți despre mai multe aspecte a ceea ce înseamnă artă. Și exact ceea ce v-am spus la început, ceea ce ne povestiți dumneavoastră este într-adevăr o poveste motivațională pentru generația noastră. De ce spun? Pentru că mi-a părut bine să aud cuvântul șansă. Sunt mulți oameni care și astăzi au o șansă, dumneavoastră sunt printre cei și generația dumneavoastră sunt printre cei care au beneficiat de șansa aceasta și au dus-o până la capăt. S-au bucurat de ea și n-au lăsat-o să rateze. Practic, a spune, o poveste de succes care merită promovată și, de asemenea, dată ca exemplu și generațiilor de copii, a spune, de astăzi. Șansa generației noastre a fost, în primul rând, faptul că am beneficiat de o pleiadă de profesori absolut excepționali. Am avut această extraordinar noroc să putem să avem în preajmă mari personalități ale muzicii și culturii românești, ale pedagogiei muzicale românești. Am stat în preajma unor mari maestri și acest lucru ne-a marcat personalitatea, ne-a marcat formarea profesională și ne-a dat și niște repere pe care încercăm și noi să le urmăm și sperăm să le atingem la finalul carierei, pentru că nu mulți au această șansă pe care am avut-o noi și nu știu ce s-ar fi putut întâmpla cu carierele noastre dacă nu beneficiam de această șansă, însă nu-i mai puțin adevărat că și actuala generație are poate o șansă mai mare decât am avut-o noi. Și spun aceasta nu pentru că ne au pe noi neapărat ca profesori, urmează să vedem dacă noi vom rămâne în istoria învățământului românesc și a muzicii românești, așa cum marii noștri maestri au făcut-o, însă ceea ce noi nu am putut să facem și ceea ce generația actuală poate să facă este faptul că noi nu am putut beneficia de un învățământ în afara hotarilor țării noastre. Noi ne-am mărginit la a studia cu marii maestri din România, care au fost într-adevăr la un nivel extraordinar, însă nu am avut posibilitatea să beneficiem de experiență internațională, să ascultăm foarte multă muzică live în marile teatre muzicale internaționale, așa cum astăzi există această posibilitate, fie în direct, fie, iată, prin intermediul rețelelor acestea fabuloase, prin online, da? Putem intra oricând pe YouTube să vedem
o înregistrare live a unui mare concert sau putem să intrăm pe site-ul unei filarmonici, nu știu, la Filarmonica din Berlin și să vedem un concert live. Acest lucru noi nu am putut să-l facem în perioada în care ne pregăteam. Sigur că după anii 2000 acest lucru s-a putut face, dar deja noi eram oameni la catedră, sigur. Am continuat să învățăm și continuăm să învățăm, vom continua să învățăm pentru tot restul vieții. Există de altfel astăzi acest concept larg răspândit, long life learning, învățăm pe tot parcursul vieții. Numai că, desigur, există un avantaj foarte important să poți să te raportezi la standardele internaționale în domeniu, să poți să ai acces la toată bibliografia mondială la un singur click distanță. Este o șansă pe care, din păcate, noi nu am avut-o. De aceea spun că fiecare generație are șansa ei. Noi am avut această posibilitate să învățăm cu maestrii extraordinar de respectați și de o valoare colosală, dar și generația actuală, pe lângă învățământul pe care îl urmează în România, au șansa să poată să acceadă la informații de noutate absolută, informații care au apărut ieri, pot să fie la îndemâna oricui astăzi prin intermediul internetului. Așa este și rămânem la capitolul acesta al învățământului. Mi-a plăcut foarte mult când ați spus că ați avut parte de niște cadre didactice, de niște profesori excepționali. Stimate domnule profesor, haideți să discutăm puțin în zona aceasta a excepționalului. Și aș vrea să vorbim în România, dacă se poate, despre un învățământ excepțional. Și mă gândesc eu, așa, într-o logică simplă, că un învățământ excepțional în România se face din profesor excepțional plus elevi excepțional și, bineînțeles, cred că și părinți excepționali, pe care nu avem cum să-i scoatem pe părinți din schema aceasta a performanței, da? Dacă vorbim despre performanții. Haideți să discutăm puțin cum vedeți dumneavoastră ca formator de alte cadre didactice, ați făcut foarte multă practică pedagogică, v-au trecut prin mână, să spunem, în mod practic, foarte mulți studenți care la rândul lor au devenit profesori și există un specific anume, există un profil, un ceva care, hai să spunem, o calitate excepțională. Pe lângă faptul că profesorul respectiv a luat note bune, știe să cânte, știe muzică, dacă vorbim de zona aceasta, există ceva în plus care îl face de la un bun, să spunem, muzician și un bun profesor sau e același lucru? Nu este același lucru, fără discuție. În primul rând, calitatea de profesor ține de vocație. A fi profesor înseamnă mai mult de a te pregăti pentru o carieră de profesor, înseamnă și să ai vocație de profesor. Sigur că, în multe cazuri, poate fi surmontată lipsa de vocație printr-o pregătire asiduă, dar fără pasiune, e greu să poți izbândi, e greu să poți să fii... cum să vă spun, să convingi pe cei din fața ta asupra adevărurilor pe care tu le susții. Pasiunea și vocația sunt factori foarte importanți în acest domeniu al învățământului. Totodată, vedeți, apropo de această șansă pe care am avut-o, noi am moștenit pe lângă informațiile pe care le-am dobândit de la profesorii noștri. Am moștenit și o anumită etică profesională pe care acești mari maestri ai noștri ne-au transmis-o și ne-au impus-o. Este o chestiune în care astăzi, la care astăzi noi suferim foarte mult. Noi, ca generație, nu spun de noi profesori. Este o problemă, eu cred că e o problemă națională, apropo de etică. La toate,
la toate nivelurile și la, în toate specializările. Din politică până la cel mai de jos nivel al societății. Poate că această disciplină, pentru că etica este o disciplină, o știință, ar trebui predată măcar din liceu, în toate liceele din România și poate că n-ar fi rău și în cele mai multe dintre facultăți. Eu aș introduce-o în special în programa pentru pregătirea profesorilor. Trebuie să spunem, asta aș vrea să specific pentru că multă lume nu știe. Trebuie să știți faptul că în pregătirea profesorilor există o programă care este comună tuturor universităților din România. Aceasta se aplică prin departamentele pentru pregătirea profesorilor. Am fost 10 ani de zile director al Departamentului pentru pregătirea profesorilor din conservator. Această programă impune anumite discipline și un anumit număr de ore pe fiecare disciplină corespunzător unui număr de credite, evident. Noi nu putem, ca instituție, să introducem alte discipline în acest modul de pregătire psihopedagogică. Nici noi, nici alte universități. Pentru că este o programă obligatorie. E bine, eu în această programă aș introduce etica ca disciplină obligatorie de studiu. Pentru că etica este, de fapt, o știință care se ocupă cu studiul valorilor și al condiției umane. Sigur, totul din perspectiva principiilor morale care reglementează relațiile dintre oameni. Ori, în momentul în care lucrăm cu oameni, formăm oameni, trebuie să avem conștiința acestor valori morale și acestor principii ale eticii. Ce sunt acestea? Sunt niște standarde la care noi ar trebui cu toții să ne raportăm. Ori, în lipsa cunoașterii acestor standarde morale, noi nu mai avem repere. În societatea contemporană avem, din păcate, o lipsă crasă de modele. Și atunci, dacă nu avem modele de un standard etic și profesional foarte înalt, la ce ne raportăm? La ce se raportează tânăra generație? Pentru că ne uităm în media. Media promovează în principal ceea ce vinde bine. Da? Important e să facă rating. Ori chestia asta este asemănătoare cu mâncarea. Nu tot ceea ce este bun la gust este bun și pentru organism. Tot astfel, nu tot ceea ce face rating este bun și pentru societate. Da? Dacă cineva se dezbracă și aleargă gol pe bulevard în București, va face rating 100%, numai că este și bun pentru valorile morale. Este bun în perspectiva eticii și a principiilor care ar trebui să guverneze societatea. Nu. El va vinde bine, dar în același timp va face un mare rău societății. E, chestia asta nu este conștientizată de foarte mulți oameni. Ori, cred că etica ar trebui să fie o disciplină de studiu care să reîntoarcă în conștiința oamenilor principiul valorilor morale și standardele la care ar trebui să se raporteze un individ în societate. Aceste standarde au căzut în ultimul timp extrem, extrem de mult. Dacă noi am beneficiat de o pregătire extraordinară din partea maestrilor noștri, am beneficiat și de acest izvor nesecat de principii etice și de valori morale pe care ni le-au dat ca exemplu marii noștri maestri și pe care noi am încercat să le ducem mai departe. Din păcate, multe din acestea sunt astăzi străine tinerei generații și cine se poate să le facă cunoscute dacă nu școala? Spuneați dumneavoastră de această trinitate care este de fapt la baza construcției personalității umane și aceasta este
bineînțeles, școala, individul și familia. E, nu în toate cazurile familia se poate ridica la un nivel suficient de, de mare încât să poată să imprime aceste standarde mari. Din păcate spun acest lucru. Există mari probleme în societatea românească și nu numai în societatea românească. Rolul familiei, din păcate, a scăzut destul de mult și datorită faptului că cei mai mulți din familie aleargă pentru a-și putea câștiga o pâine și de multe ori uită sau efectiv nu mai au când să se ocupe de creșterea copiilor în ceea ce privește aspectul moralității, al standardelor de trai, al standardelor morale. Mulți consideră că este suficient faptul că le pot pune la dispoziție copiilor mâncare și haine și este suficient. Din păcate, nu este deloc suficient. A te ocupa de educația unui copil este o chestiune absolut vitală și, din păcate, sunt destul de puțini oameni care înțeleg astăzi în societatea românească rolul educației și necesitatea acesteia. Este o chestiune care poate pe mulți o să-i mire, este o afirmație pe care o fac, dar o fac în cunoștință de cauză pentru că mă ispesc în fiecare zi, în momentul în care predau și discut cu studenți, merg în foarte multe inspecții în școli și licee din România. Am mers în ultimii 17 ani, cred că în sute de astfel de inspecții cunosc tot ceea ce ține de învățământul preuniversitar. Este o problemă foarte mare aceasta a conștientizării necesității educației. Sunt foarte puțini cei care realizează nevoia de a te educa. Din păcate. Iar chestia asta ar trebui cumva refăcută în conștiința societății. Pentru că, din păcate, mulți au uitat acest aspect absolut fundamental în formarea personalității. Așa este și vă spun asta și în calitate de părinte și în calitate de om care a trecut prin învățământ și ca elev și ca student și bineînțeles și ca cadru asociat am activat în învățământ și știu ce înseamnă. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră și dacă acest trinom sau trinitate, așa cum mi-a spus dumneavoastră foarte frumos, am să folosesc și eu termenul acesta, trinitate, dacă nu lucrează așa cum trebuie, cu siguranță performanțele nu vor veni. Excelența aceea despre care vorbeam. Stimate domnule profesor, haideți să discutăm puțin și despre un alt lucru care ține de cultură, de artă, de muzică. Pe lângă faptul că ați avut parte de oameni care v-au ghidat, oameni cu niște principii foarte sănătoase, da? Oameni vertical, cum le spunem noi astăzi, mai avut, cred că, o altă calitate și vreau să vedem ce legătură are arta și în special muzica cu frumosul. Observ în ultima vreme că se promovează chestii care altădată poate nu le-am fi dat atenție, pentru că cel puțin generației mele peste 40 de ani, da, și alții care am apucat și ceva din vremea de dinainte de Revoluție, lucruri pe care, sau să spunem, gesturi, să spunem, performanțe, care cu siguranță nu ne-ar fi plăcut înainte, și nici acum nu cred că ne plac. Vedem din ce mai mult promovate tot felul de aspecte dintre acestea așa numite arte, dar care n-au nicio legătură cu frumosul. Și, adică
spune, nu-mi place. De ce? Pentru că nu e frumos. E o simplă motivație. Haideți să vedem cum vedeți dumneavoastră sau care e rolul frumosului cu muzica și cum se întrepătunde așa cu totul. Pe lângă valorile morale, aceste principii de viață și, până la urmă, promovarea frumosului. Da. Frumosul este una dintre categoriile estetice principale. Nu este singura categorie și, sigur, este, de fapt, un etalon la care ne raportăm. Ce înseamnă frumos, însă? Este un proverb care spune, nu e frumos ce e frumos, e frumos ce îmi place mie. Numai că acest proverb nu este foarte exact. Ce anume dă, de fapt, valoare unui obiect? Haideți să ne gândim puțin, să luăm un... Să dau un exemplu simplu. Să spunem că pe un bulevard din România trece foarte multă lume, fiecare în drumul său, și la un moment dat cineva se apleacă, ridică o bucată de hârtie de jos și sare în sus de fericire. A găsit acolo ceva de o mare valoare. Un timp foarte valoros. Care e diferența dintre el, care s-a plecat să ia timbru, și ceilalți care au trecut pe lângă el nepăsători? Ce anume face diferența între aceste persoane? Răspunsul este simplu. Cunoaștere. Cunoașterea oferă perspectivă și dă valoare obiectelor. Ca să recunoști frumosul, ai nevoie de cunoștință. Pentru că aceste cunoștințe se oferă niște standarde asupra diferitelor lucruri care ne înconjoară. Fie că ele sunt aspecte arhitecturale, fie că vorbim despre obiecte de artă, fie că vorbim despre muzică, fie că vorbim despre vestimentație și așa mai departe. Toate aceste standarde se recunosc doar dacă studiezi. Ori, un rol foarte important în recunoașterea frumosului îl are școala, evident, care trebuie să promoveze standardele de calitate. E bine, din păcate, în ultimii 20-30 de ani, școala, și asta nu este numai în România, să știți, s-a preocupat prea puțin despre de acest aspect al promovării anumitor standarde ale societății. Sigur că aceste standarde evoluează în timp și se modifică, ca modă. Numai că ele trebuie să rămână în permanență într-o anumită limită. Asta este perspectiva pe care o dau esteții. Esteticienii, cei care se ocupă de studiul și de această disciplină, care studiază printre altele și frumosul. Ceea ce mă întrebați dumneavoastră în legătură cu muzica, probabil are legătură cu tendințele contemporane de audiere a unor muzici care nu se ridică nici pe departe la standardele estetice și etice în care noi ne-am dezvoltat și ne-am format. Domn profesor, dați-mi voie să vă explic, facem studiu de caz pe mine și probabil mai sunt și alții care gândesc la fel. Ne deplasăm, vreau, nu vreau, prin anumite locuri și aud muzică dată tare, chiar și prin jur, pe acasă, se aud tot felul de muzici, a fost sărbătoare, fără să fac caz de lucrul acesta, am parte de o cultură muzicală, să spunem așa, din toate părțile, de toate felurile, pentru că trăiesc între oameni, trăiesc la bloc, da? Și probabil și dumneavoastră când mergeți, nu primiți totdeauna ce vă doriți, dar asta e, trăim în societate și îi acceptăm pe oameni așa cum sunt. Vreau să vă spun o experiență. Sunt
melodii, e muzică care de obicei mi-o pun, ascult singur, îmi pun în căști când lucrez și îmi produce o anumită stare, mă bucură, îmi produce mulțumire, mă liniștește. Dar când am și parte de asemenea experiențe în care mă enervez, merg pe stradă, îmi bubuie în urechi, îmi pierd concentrarea, îmi creează o stare de neliniște, da, de chiar mă enervează. Și vreau să spun că eu personal n-aș pune niciodată o asemenea muzică în căștile mele sau acasă, da? N-aș asculta niciodată în mașină o asemenea așa zisă muzică. Mai ales combinații dintre acestea. Vă spun, în ceea ce privește la prima audiție, câteodată, să spunem, doar melodia. Dar dacă ne mai uităm și la text, chit că este în limba engleză, mă enervez și mai tare, că sunt tot felul de prostii pe care le aud spuse în engleză și chiar tineri pe care le repetă tot felul de cuvinte, ei neștiind exact ceea ce înseamnă, mă supăr și mai tare. Deci, practic, sunt poluat la nivel, la propriu, de tot felul de sunete, eu nu pot să zic muzică, de sunete pe note muzicale, și care îmi produce o stare de greață, vă rog să mă credeți. Asta e tendința. Unii zic muzică și mai văd tot felul de trăznări și pe la televizor, că urmăresc din când în când. A fost săptămâna trecută o discuție mare pe Facebook despre o faimoasă cântăreață foarte celebră în trecut, cu o combinație de asta, cu tot felul de chiciuri și să spunem, improvizații, ceva care a supărat cam pe toată lumea. Am văzut din multe reacții. Cam asta este tendința, domnule profesor. Asta vă spun în calitate de om care iubește muzica. Nu pot să zic că sunt cunoscător, deci nu sunt muzician, nu înțeleg muzica în profunzime, îmi place să ascult, dar și așa, ca un simplu ascultător, consumator de muzică, știu să fac diferența între ceva care îmi dă o stare de bine și ceva care îmi dă o stare de rău. Și asta vreau să spun. Domnule Vasile, problema este felul următor. Societatea umană s-a ridicat peste la un anumit standard în momentul în care și-a pus problema promovării frumosului și a unor valori, a unor repere pe care și le-a impus și pe care le-a cultivat de-a lungul secolelor și mileniilor. Asta este până la urmă ceea ce ne desparte de animale. Da? Este o poveste plină de înțelepciune a lui Ion Slavic, se numește Petrea Prostul. O dau de multe ori ca exemplu studenților mei. Erau trei frați, părinții au murit și au trebuit să-și împartă averea și și-au împărțit fiecare frățește. Dar la sfârșit a rămas un bou. Și au zis, ce să facem cu el? Zice, s-au gândit ei să construim fiecare dintre noi câte un grajdie. Și în grajdul căruia va intra bou, al acelui să fie zis și făcut primii doi frați, au construit cu turnulețe, cu culori, cu tot felul de desene, care mai de care mai frumoase, ca doar va intra bou în grajdul lui. Petre stătea și nu făcea nimic. Când au terminat tăia doi, cei mari au zis, bun, hai pe tu ce faci? Ce n-aveți grijă de mine? S-a dus, a tăiat câteva crengi și le-a pus toate grămadă, așa le-a sprijinit, au făcut un umbrar acolo. În ziua care a dat drumul la bou, căldură mare, muște peste tot, bou n-a văzut nici turnulețe, nici culori, nici nimic, s-a băgat unde era umbra mai deasă, da, între frunze. Morala, bou tot bou rămâne. Da. Nu poți să ceri ceva de la un animal în ceea ce privește frumos. Bun, dar de la un om poți să ceri. Nu putem să ne asemănăm cu bou, nu? Exact. Trebuie să ne ridicăm dincolo de acest standard. Bun, cum facem chestia asta? Păi, în momentul în care ne naștem, nu avem aceste repere ale cunoașterii. Nu avem aceste standarde. Aceste standarde trebuie să ne fie făcute cunoscute de familie și de școală. Ori, dacă familia nu le face cunoscute și școala nu le promovează, sigur că toți cei care cresc și ajung adulți nu cunosc aceste standarde și atunci rămân la nivelul boului din povestea lui Slavici. Deci, care este morala? Aceste standarde trebuie promovate. Frumosul trebuie promovat. Frumosul trebuie cultivat.
de școală. În primul, spuneați dumneavoastră despre de versuri. Haideți să ne uităm. Aici nu este vorba despre a asculta neapărat numai muzică cultă sau clasică, cum spune publicul larg. Dom'le, și în momentul în care bunicii noștri ascultau muzică folclorică, dacă luați și comparați versurile din folclorul românesc cu versurile din melodiile contemporane, există o diferență colosală. Pentru că versurile din melodiile populare erau de o moralitate extraordinară. Vorbeau despre respectul față de părinți, despre îndepărtare, despre dorul față de locurile în care te-ai născut, despre cultul muncii, despre dragoste, dragostea aceea frumoasă. E bine, luați astăzi și comparați versurile. Vorbesc despre bani, despre dușmani, despre mașini și despre cât de extraordinar este un anumit individ față de toți ceilalți. Ce denotă chestia asta? Denotă frustrare, pe de o parte, și pe de altă parte denotă parvenitism. Ce este parvenitismul? Este acel parvenitul. Este acel individ care ajunge într-un loc fără să aibă merite deosebite și de foarte multe ori fără să merite să fie la acel nivel. Prin diferite metode, de cele mai multe ori ilegale sau încălcând principiile de conduită morală. Ăsta este parvenit. E bine, toate aceste versuri de tipul ăsta denotă strict acest lucru. Fiți atenți și uitați-vă pe internet. Ați văzut că circulau și pe la televizor diferiți indivizi, ajuns în străinătate și aruncând cu bani peste ei, prin cadă. Sau ce vor să arate asta? Că au ajuns să aibă bani, ceea ce n-au avut înainte. Și trebuie să arate tuturor cât de deștepți au fost ei. Ăsta este parvenit. E bine, acești indivizi care promovează o astfel de muzică, promovează de fapt parvenitismul, adică ajungerea într-o anume poziție socială fără să meriți acest lucru. Împăratul e gol, da? Ajungi undeva, dar nu ai un fundament. Ești praf și încerci să îți polești imaginea, da? Să ți-o vopsești într-un anume fel, dar în spatele ei este extrem de multă lipsă de cunoaștere, ca să nu spun altceva. E bine, asta promovează acest tip de muzică. Și am văzut de curând, este idolul copiilor acum, acest Shelley, care promova tot felul de principii ale învățământului. Ok, bun. Dar el, în tot ceea ce cântă, de fapt adoptă un text care denotă parvenitism. Exact. Mama lui este profesoară de limba română. Poate n-ar fi rău să tragă de mânecă să-i spună, mă copile, știi ce înseamnă chestia asta? Tu, de fapt, promovezi lucrul ăsta. Dacă ești valoros și bun, de ce promovezi? Promovează munca. Promovează principiul pe care poți să crești sănătos. Nu prin tot felul de ocolișuri, de shortcut-uri, ca să mă refer la limbajul contemporan, da, ale căilor mai scurte, să sar niște etape, să ajungi într-un loc unde de fapt nu meriți să fii. Asta de fapt promovează acest tip de muzică. Sigur, alături de un ritm antrenant și apropo de estetică și de cultivarea anumitor principii. Generația contemporană nu știe ce e la kitsch. E bine, kitschul este o parte din estetică, un obiect de studiu al esteticii, apropo de chestia asta, face parte și el din categoriile estetice și presupune o alăturare de stiluri diferite într-un mod foarte prost, în care puse la oaltă cu toate, dau ceea ce noi numim astăzi kitsch. E bine, aceste tipuri de muzică promovează acest tip de kitsch. Adică luăm un ritm de factură orientală, deasupra punem o instrumentație de tip occidental
și adăugăm niște versuri de alea neaoșe de care spuneați dumneavoastră, toate la oaltă formează chiciul suprem. Dacă asta promovăm în societate, o să avem chiciul suprem. Da? Și este ceea ce vedeți și în foarte mult în ceea ce înseamnă vestimentație. Da? Chici cât cuprinde. Oamenii nu mai știu ce este asta. Înainte, oamenii care promovau așa ceva sau care ajungeau la un astfel de nivel erau blamați. Da. Marginalizați. Marginalizați, bineînțeles. Acum, toată lumea de ei. Da? Acum sunt luați ca repere în societate. De ce? Din neștiință. Tocmai ajungem iarăși la ce spuneam la început. Exemplul meu. Cunoașterea oferă valoare lucrurilor. Ori în lipsa cunoașterii, înghiți pe nemestecate tot ce ți se oferă. Pentru că nu știi. Nu ai reper. Nu te raportezi la nimic. De acord cu dumneavoastră, domnule profesor, și mă doare că știu că ăsta este adevărul, aveți foarte mare dreptate. Haideți să ne gândim puțin și să ne apropiem de încheiere totuși într-un ton pozitiv. Să vedem dacă totuși se mai poate ceva. Acum eu știu că dumneavoastră faceți eforturi și sunteți din generația aceasta de cadre didactice care își dau interesul și faceți lucrul acesta. Sunt multe personalități și în învățământul românesc și în alte părți care încă mai trag, mai luptă pentru menținerea la suprafață cât de cât a unui nivel așa, să spunem, etic, moral, estetic, se poate. Adică să influențeze generația asta care ia legătura cu dumneavoastră astfel încât să plece de oameni la care la rândul lor să facă lucrul acesta cu elevilor. Asta vă doriți cel mai mult, ca ceea ce învățați, pe lângă muzica care ține parte de pregătire și profesie, caracterul acesta frumos pe care îl construiți în studenții noastre, să poată produce alte caractere în școlile, în familiile în care ei vor ajunge. Și mă gândesc ce se mai poate face. Dacă ați putea avea factorul de decizie, ați avea puteri, poate, nu știu, supranaturale, sau dacă ați fi, să zicem, ministrul învățământului, sau măcar cineva de o putere astfel încât să influențeze foarte mult. Ce ați face? Ce ați putea face? Nu sunt. În primul rând, nu mi-am dorit niciodată funcții de conducere, pentru că nu pot să mulțumesc niciodată pe toată lumea și responsabilitățile sunt uriașe. Însă, dacă aș fi ministrul învățământului prin absurd, aș căuta să mă înconjur de foarte mulți oameni de calitate, de la diferite niveluri ale învățământului. Universitar și din alte zone, din orașe mai mici, la nivel de preuniversitar, sunt lucruri care sunt foarte diferite în ceea ce privește nivelul preuniversitar. Una este învățământul din București, preuniversitar și cu totul altceva, este în mediul rural sau în orașele mici. Aș căuta să mă înconjur de oameni care sunt valoroși. Nu mă îndoiesc de faptul că actualul ministru al învățământului, care este o personalitate și care este un om foarte bine pregătit de altfel, face lucrul ăsta, numai că de unul singur este foarte greu să-i spun, deși ai nevoie de, în primul rând, de timp. Învățământul nu poate da rezultate peste noapte. Orice decizie iei astăzi, aceasta se va vedea dacă este bună sau nu peste foarte mulți ani. De aceea, cred că stabilitatea la nivelul Ministerului Învățământului ar fi un lucru extrem de important. Din păcate, nu am avut această stabilitate. Avem aproape 30 de ministri ai învățământului în ultimii ani de după Revoluție, ceea ce spune multe despre stabilitate și despre cât s-au schimbat lucrurile la acest nivel. Pe de altă parte, ca să revin la ce m-ați întrebat direct, oricât de bun ar fi ministrul învățământului și oricâte decizii bune s-ar lua acolo, nimic nu poate surmonta
două dintre componentele trinității de care vorbeam, anume familia și individul. Pentru că școala încearcă să te educe, dar dacă tu, ca individ, nu conștientizezi nevoia de a te educa și nu faci nimic pentru a te educa, și dacă familia nu te sprijină și nu controlează evoluția ta prin a se alătura demersurilor pe care școala le face, e foarte greu să se întâmple o minune. Nimeni nu poate, nu are o baghetă magică. De aceea este extrem de important ca toată lumea să tragă la aceeași căruță, atât familia, cât și individul, cât și școala. Iar în ceea ce privește individul, copiii noștri trebuie să înțeleagă faptul că ei nu se pregătesc pentru părinților sau pentru a lua note bune sau pentru a fi pe, a face pe plac profesor. Trebuie să înțeleagă faptul că tot ceea ce întreprind, întreprind pentru ei, pentru viitorul lor, pentru viața lor. Nu învață pentru notă, învață pentru a cunoaște, pentru a deveni oameni care să fie bine pregătiți într-un domeniu. Ei trebuie să conștientizeze faptul că astăzi, datorită revoluției tehnologice, nu mai este suficient să treci printr-o școală. Este foarte important să ai cunoștințe. În momentul în care te duci să te angajezi undeva, orice patron se uită la o diplomă, dar verifică apoi imediat dacă diploma aceea este dublată de cunoștințe. Pentru că nu muncește diploma, muncește individul și cunoștințele și abilitățile pe care el le are. Ori în momentul în care acel individ nu dă randament, automat va fi eliberat din funcția respectivă pentru că patronul pierde bani. Nimeni nu e dispus să plătească pe cineva ca să nu facă nimic. Este o chestiune pe care copiii trebuie să o conștientizeze. Aceste lucruri trebuie cultivate încă din școală, înțelese, pentru că mulți au impresia că dacă ajungi într-un liceu sau într-o facultate, lucrurile s-au rezolvat. De acolo toate merg de la sine, așa cumva pe o bandă. Bine, nu se mai întâmplă chestia asta. Pe vremuri se întâmpla, știți că era acea repartiție. Terminai liceul și erai repartizat în câmpul muncii. Și dacă nu știai mare lucru, te calificai la locul de muncă. Nu se mai poate face chestia asta. Paradigma s-a schimbat. Orice instituție, orice societate comercială, orice firmă dorește un om pe un anumit post care să fie pregătit. Nimeni nu-i dispus să bage bani într-un om, să-l pregătească ani de zile ca la un moment dat să știe el să facă ceva. Nu. Și atunci, în momentul în care am ajuns și într-o lume globală, în care poți să aduci oameni, vedeți că avem deja foarte mulți angajați din străinătate, poți să ajungi să aduci oameni de pretutindeni, va fi din ce în ce mai greu să poți să-ți găsești un loc de muncă dacă nu ai o pregătire foarte serioasă, dacă nu știi să faci ceva concret. Că știi să pui faianță, că știi să dai cu bidineaua, că știi să repari o mașină, că știi să operezi, ai ajuns medic sau că știi să nu știu, să te ocupi de un aparat electronic sau să știi să faci programe de informatice. Trebuie să te pricepi la ceva, nu doar să ai o hârtie, o pată la mapă care scrie asta, dar chiar să știi să faci lucrul ăsta. Pentru că altfel nu ai cum să izbândești. Acest lucru trebuie conștientizat de toate familiile din România și de copii. Trebuie să înțeleagă că învățarea este pentru ei, nu pentru ceilalți. Așa este și sunt și eu de acord cu dumneavoastră, fără o înțelegere corectă a ceea ce înseamnă muncă, responsabilitate și colaborare între cei trei factori, familie, școală și individ, nu se va putea ajunge la rezultate. Practic, societatea merge din ce în ce mai rău. În momentul în care toată lumea va înțelege că fără muncă și fără responsabilitate nu putem supraviețui, atunci lucrurile vor putea merge mai bine. Trebuie să ne facem efortul acesta, să ne luptăm cu sistemul acesta care merge din ce în ce mai rău și trăim cu nădejdea aceasta că oamenii vor înțelege, sau o parte dintre ei vor înțelege. Noi ne facem datoria și dumneavoastră ca Daxcăl știu că o faceți. Dumneavoastră aveți
să spunem, misiunea îndeplinită atunci când expuneți, spuneți, le povestiți, îi îndemnați. După care fiecare va alege în dreptul lui ce va face mai departe și, bineînțeles, va suporta și problemele, dar, bineînțeles, se va și bucura de binecuvântările acestea în momentul în care va urma sfatele dumneavoastră. Stimate domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult și pentru seara aceasta. A fost o discuție extraordinară, știți? Am mers din zona aceasta a muzicii, până la urmă am ajuns să discutăm despre frumos, despre viață, despre profesie, despre muncă și asta este foarte bine. Le-am îmbinat și în seara aceasta foarte bine și eu vă mulțumesc foarte mult pentru aportul dumneavoastră. Mă bucur că am reluat legătura cu dumneavoastră și că din nou sunteți gata să vă aduceți, să spunem așa, ce e mai bun și în emisiunile noastre. Și eu vă mulțumesc pentru invitația, domnule Vasile. Mi-a făcut mare plăcere să discut din nou cu dumneavoastră și vă doresc emisiuni foarte bune în continuare. Să știți că și anul acesta avem în plan să vă invităm și de asemenea să dedicăm un spațiu destul de bogat educației. Face parte din să spunem, din preocuparea noastră de zi cu zi și, bineînțeles, educației muzicale, educației frumosului, a valorilor și pentru asta, cu siguranță, vă vom mai invita și vă mulțumim că veți fi împreună cu noi. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru seara aceasta. Vă mulțumim că și de data aceasta ați fost împreună cu noi, ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!